Examenele foarte grele, nu am parte de un astfel de auditoriu numeros. Sunt deosebit de încântat să pot fi alături de dumneavoastră în această seară, să vorbim despre o carte extraordinară. E o carte mică, dacă priviți, are sub 150 de pagini, dar e o carte în care Horia Roman Patrăcovici a pus foarte bine voie. A pus foarte multe știință de carte. Cum o să stai de simplu? O să ai timp să vorbești. Hai, vă sărăm că ai salutat și te rog, odihnește. A fost o zi foarte grea. Am avut o mare problemă, să spun, de metodologie. În momentul în care mi s-a spus că trebuie neapărat să vorbesc despre această carte, și anume, cum anume să vă prezint în așa fel încât două minute să vă prezentați cu toții. Dificultatea e majoră. Vă spun o dificultate nu atât de lectură, pentru că se citește foarte ușor, e o dificultate de a reda ceea ce ai citit. Eu, spre deosebire de foarte multe alte cărți inteligente, nu trebuie să aibă o temă principală, iar apoi ea să fie demonstrată. Se deplasează deodată cu tema și poartă cu sine foarte multe dintre elementele care constituie, de fapt, substanța ei. Cartea are un titlu noician, se numește două eseuri despre paradis și o încheiere. Ca sonoritate, ea amintește de două introduceri și o trecere spre idealism. Cartea noica pe care am văzut-o întâmplător, cred că pentru prima oară de după anul 1943. Asemănarea este însă numai și numai de sonoritate, că dintr-o perspectivă pur literară, de două voci afine. Și noi, ca și Patrăcovici, au harul scrisului frumos, al punerii seducătoare în pagină, a ideii, desigur, și plăcerea demonstrației. Diferențele însă sunt cele demne de semnalat, tocmai pentru că apropierile sunt frapante. Scrisul din Noica era dominat de o permanentă căutare a expresiei fericite, a formulării memorabile. La Noica textul apare ca o succesiune de mici lovituri literare de teatru, menite să destabilizeze auditorul, cititorul, pentru a-l atrage într-o clasă meșteșugit construit. La Horia Roman Patrăcovici, frazele se înșiruiesc grav, un aer aproape marțial, dar această marțialitate este și atent studiată și jucată. Destabilizarea în nivelul cititorului se produce prin adăugiri succesive de informații și perspective menite să mulțumesc unul din punctele de abordare. Discursul lui Noica, pe de altă parte, avansează în valuri concentrice, putându-l pe cititor spre concluzia dorită de filozof. Cel mai particular film, o construcție geometrică impecabilă, e nimic mai greu de descris decât o suprafață geometrică, în care surpriza acționează pe două niveluri distincte. Unul al emiterii abrupte a ipotezelor, celălalt cardinelat, al discursului ce seamănă mai mult cu un act chirurgical urmărit în toate etapele sale decât cu o dezvăluire îndelung așteptată a misterului. Misterul e prezentat încă din plătitură. Eseurile care alcătuiesc volumul de față se articulează admirabil. E bine ales atunci când e vorba doar de două lucruri și încă un adaos. Într-un dublet ce conține prima parte, titulat Unde s-a dus paradisul, o survolare a problematicii, disocieri și nuanțări de natură istorică, religioasă și culturală, iar al doilea, principiul paradisului, escaladează spectatorul sub dintre versanții literar cu durare concertului. În final, micul text, Ochii de Cavă Iubi, încheie nu inclusiv, ci ca o coda, ca o privire nostalgică înapoi, ca într-un text îndrăgostit, unde n-au zis privit de frumusețea poeziei și de magnetismul bucuriei spirituale. Tonul confesiv sub care debutează cartea, induce ideea implicării directe autorului în subiectul pe care și-a propus să-l cerceteze. Ea devine astfel
ca să folosesc terminologia poate nepotrivită a lui Marin Preda într-un context radical schimbat, deci totul devine o temă a autorului. Indusă cultural, ideea unei a doua șanse de a-ți începe viața din nou, de data asta perfectă, cum spunea Horia, paradisia, îi se impusese încă din adolescență, odată cu lectura tratatului gigantesc la Vita Nuova. Paradisul a rămas însă în civilizația europeană o chimeră, o aspirație, care a părăsit de multă vreme în realitate, inclusiv în ciudez în lumea aia la creație. El s-a dizolvat, spune Horia Roma Papatievici, la creație mare ale culturii, alungat ca multe alte specii din gama sublimului, de contextele istorice dominate tot mai autoritar de discursuri secularizante. În acest motiv, în opinia autorului, paradisul ascuns ca întreg, dar încă prezent în detalii, citez, pare a fi marele reculat al minții europene. Și de fapt aici începe demonstrația lor. Conceptul de paradis, așa cum îi vrea Horia Roman Papatievici, din tradiția persană, dar de fapt și pre-persană, iraniană, zoroastrică, însușită apoi de greci, apropiată finalmente de creștini, înseamnă, citez, dubla fericire a sufletului și a trupului, manifestată într-un spațiu ideal. Aici, în expresia spațială a perceput ca tradiție, loc încercuit, închis, animalul și vegetalul, auditivul și vizualul construiesc realitatea perfectă, adăpost al celor aleși pentru a dobândi acces la infinitele delici oferite de ceea ce în aramaic a vorbit de sus se numea Paradisa, grădina regală. Marea majoritate a reprezentărilor religioase și culturale ale paradisului a predominat corecția spațiului circular greu accesibil, în unele contextele care probabil le-ar fi trimis în toată direcție cântarea filtrării. Vorbind despre această carte, trebuie să rămân foarte aproape de textul autorului, minte, logica lui ne va scăpa tuturor și ar fi un mare păcat. Deci paradisul se afla mereu la intersecția unității absolute cu iubirea și pasiunea fizică. Sub diverse titulaturi, a captivatul de imaginația creștinismului, două dintre denumirile sale, Hortus Conclusus, grădina încercuită și Fons Signatus, izvorul percepuit, au devenit în catolicism, în emblema ale fecioare. Paradisul s-a coagulat într-o definiție plurală ce includea încă din faza inițială a hemeniților, odihna, spațiu ocrotit, pășunea înverzită, apele limpezi, sunetul muzical al curgerii arteziene, apropierea de origini și retragerea în zona de ființă a începutului. Marea victorie, cu vaste consecințe de natură religioasă și culturală, costă în transformarea acestor sensibilități ale inimii și de credință în instincte morale cu valoare universală. Și la Horia Roman Papatievici, apropiindu-ne de vremea noastră, ideea de paradis rămâne o intersecție a tradițiilor referitoare la fericire, tot așa, partizaj, grădină, dar și loc al recompenselor paradiziace pe care Dumnezeu, după judecata, apoi le acordă aleșilor, care devin astfel, prin mântuire, sfinții, fericiții și prea fericiții, am citat. Creștinii au preluat ideea vârstei de aur, Hortus Conclusus devine un locus amenus, locul celor absolute, iar paradisul constituie o sinteză a tuturor formelor anterioare. La Dante, care e unul dintre axele în jurul care se structurează demonstrația întregii cărți, el e Rosa, Candida Rosa, imensul trandafir al cărui petale sunt sau stresc sufletele mântuite ale aleșilor. E limpede așadar că în cultura europeană, paradisul unește aspectul fizic, carnal, cu cel spiritual, celest. Mai mult, sentimentele, ideii au devenit culinoare, au devenit pentru omul european un soi de instinct ale paradisului, adânc înrădăcinate în el, care strigă paradis ori de câte ori paradisul lipsește.
Pornind de la definițiile de mai sus, Horia Roman Patapievici emite două teze ce vizează nu doar supraviețuirea ideii de paradis, ci și aspectul activ, dinamic, ce transcende spațiu și timpul. Prima dintre ele sunt altfel, sunt foarte scurte ambele, așa că pot să le citesc. Faptele senzoriale sau intelectuale ale amintirii, nostalgiei, viziunii, promisiunilor, dorinței sunt în mod fundamental impregnate în cultura noastră comună cu reprezentări paradisiace care, deși inconștiente, sunt puternice și active anume pentru că sunt comandate de niște instincte ale paradisului care sunt adânc săvite în măruntaiele culturii europene. Ilustrarea acestei teze se găsește în noțiunile de înviere și parousia, sau parousia, depinde de da. Așa, prima dintre ele se ridica la creștinismul grec, recăpătarea trupului după moarte, a doua la creștinismul latin, revenirea Mântuitorului în lume, în această lume. Forme diferite le spun, de fapt, același lucru, marcat însă de existența unei diferențe de temporalitate, în primul caz, iar în cel de-al doilea, de una de sensibilitate diferită asupra eternității. Una e atrasă de puritatea și nevinovăția din paradisul terestru, cealaltă de lumea transfigurată. Ambele sunt însă forme active, sensibilități care, cu o vocabulă fericită a autorului, răscolesc lumea pentru a găsi în interstițiile paradisului. Dar, potrivit originii lor, scopul care le animă e diametral opus. Una pentru a-l regăsi pe cel pierdut, cealaltă pentru a-l găsi pe cel promis. A doua teza eseului e formulată mai tranșant, citez, lumea modernă s-a născut prin secularizarea paradisului. Rezultă prin această afirmație tare, cum e vorba de o eradicare propriu-zisă, deoarece inima modernă a modernității, chiar a modernismului, subzistă instinctele paradiziace. De unde știm asta? Din faptul că ele, instinctele paradiziace, s-au manifestat continuu într-o sete nepotolită de a poseda fizic în imediat ceea ce nu este decât spiritual, ori ideal, ori metafizic, ori imaginar, în depărtare. În cultura creștinismului latin, paradisul a produs purgatorul, secolul al XII-lea, cosmologia paradisiacă a escatologiei creștine la Giacomo da Fiore și la Dante și, desigur, sau mai ales, eu prin consecințele, inclusiv asupra acestui moment, gândirea utopică, în alte forme decât l-au gândit Thomas More, Campanella sau Hecker. În universul grec, l-a condus la tratarea liturghiei și a rugăciunilor pentru morți, ca niște instrumente capabile să contribuie la purificarea post-mortem și la îndumnezeirea finală a sufletului. De maximă importanță în înțelegerea ideii demersului cărții e urmărirea consecințelor ideii de paradis al lui Dante în cultura europeană. Deci, cartea lui Horia Patapievici nu e o descriere a paradisului prin ceva abiniție, ci e o realitate mediată de viziunea lui Dante. Acesta este lucru esențial pentru începerea cărții, pentru înțelegerea cărții. Deci eu, un demers de a spune într-o anumită măsură spiritual și livresc. Deci capodopera lui Dante, Divina Comedia, iar cătrile din trei secvențe, Infernul, Purgatoriu și Paradisul, acesta, din urmă, a fost cel mai puțin studiat. Accentele au fost puse pe primele două, Infernul fiind fel de vedetă a studiilor dedicate lui Dante și, de asemenea, favoritul cititorilor. Infernul este probabil fiind partea cea mai dramatică a poemului și cea mai accesibilă existențial cititorului, a fost cea mai atrăgătoare. Lucrul acesta a fost subliniat de părintele modernismului, unul dintre părinți, dar cu siguranță cel decisiv, Ezra Pound, atunci când a definit psihologia lumii moderne. Citez, e greu să scrii un paradis când toate aparențele te îndeamnă spre o apocalipsă. Sublinele de mare actualitate. Toate aparențele ne îndeamnă să scrie o apocalipsă. Mai găsești locuitor pentru un infern și eventual un purgatoriu pentru paradis? Paradisul nu e pentru noi, se pare, decât atunci când îl găsim în cărți.
Pentru că spunea tot Paul, paradisul schimbă natura umană, o face aptă să perceapă splendoare. Acestea sunt lucrurile cu adevărat importante. Cele trei spații dantești se regăsesc la Paul într-un amalgam semnalat prin câteva, le numește Horia Patafilic, markere existențiale, hate, comprehension and worship. Dumersul său, exegetic, vizează demonstrarea faptului că paradisul continuă să ne rămână accesibil simțurilor chiar și în absența unei hărți teologice a lumii. Care însă această harpă funcționa perfect pe vremea lui Dante? Eseul lui Paul Cavalcanti expune teoria acestea despre modernism, care constă în găsirea soluției la ce? La marea pierdere senzorială a paradisiacului în lumea modernă. Scriitorul se referă la o lume de la marginea vizibilului, magnetică, în care gândurile există în stare pură. Autorul Cantos, sau Cantos, nu deplângea pierderea paradisului ca atare cu sfinții și ființele sale perfecte, ci, citesc din Horea, pierderea capacității noastre de a mai percepe senzorial materia din care era făcut paradisul Dante, o materie care posedă nea toate atributele luminii, splendorii, transparențe și energie radiale. Ca modern, după pierderea teologică a paradisului, ne rămâne însă la îndemână paradisiacul ca realitate senzorială a splendorii. Asta e un fel de critică literară, trebuie să fie această înșurire de minunate sintagme. Pentru a-l percepe, simțurile trebuie să fie estetic educate, iar regăsirea lui constituie programul estetic al modernismului. Spuneam că ne apropiem de vremurile noastre, care de fapt au și apus între timp. Fără a intra în detaliile demonstrației fascinante a lui Horia Roman Patafilic, a spune totuși că experiența senzorială a paradisului la Dante constă într-o reformatare urmată de o transubstanțiere. Am contras mai multe pasaje foarte importante pentru, pentru caracterul de demonstrația al întregului fel. Percepția obiectului, deja transumanat, e perceput de Dante, o minunată imagine, după ce citesc, bea cu ochii materia pe care e făcută în pireul. Când se ivește poetului în afara Dumnezeirii și, de asemenea, sistemului și a sistemului planetar ca strălucire, ca o strălucitoare splendidă, imaculată, roza albă. În timp de concluzii, Horia Roman Patafilic articulează câteva idei ilustrate cu exemple din rememorările lui Proust, peisagistica lui Claude Lorrain, ale cărei peisaje ideale fac vizibile lumina paradisului, am citat pictura lui Rembrandt și poezia, una din poeziile William Butler Yeats. Una dintre concluziile la care ajunge ne spune că atunci când e cu adevărat mare, arta resuscită în om simțurile paradisiace. Iar cealaltă afirmă că marea temă culturală a nostalgiei reprezintă și o nostalgie a paradisului. Ilustrarea decisivă, spune foarte frumoasă, acestei teme o constituie pentru Horia Roman Patafilic testamentul liric al Yeats, Sailing to Byzantium, o călătorie inițiată a sufletului spre paradis, un tărâm ideal făcut din splendoarea Bizanțului. În cel de-al doilea eseu al volumului, Principiul Paradisului, autorul încearcă să dea un răspuns întrebării cui aparține vocea care vorbește în poemele epice. După cum se știe, la unii dintre mari autori ai vechimii, la Homer de pildă, nu există eu, adică o voce limpede, articulată. Legendarul absurd lăsa impresia că doar traduce în cuvânt o viziune, inspirat fiind de muză. La Dante, în schimb, asumarea scrisului de către persoana întâi e indiscutabilă. Ca o particularitate, în poezia clasică, vocea, chiar vocea, însă își devine o viziune. La fel și la pe care îi analizează și pe care îi folosește în demonstrație, tipit de la Dupolio, unde ea proclamă, vocea proclamă o viziune.
esența lirice hugoiene, ca și a multora dintre cei care au urmat, nu mai e, prin urmare, emoția, ci retorica și declamația electorală. Deci poezia, cum am zice azi, intră în cetate, deci devine activă. Ce caracterizează creația antichității, generic vorbind, o nume impersonalitate care a anulat caracterul, așa zis, militant al scrierilor. Virgiliu vorbea pentru o Roma abstractă, imperială, dar și pentru Homer, în care se reîncarna pentru el Aeneas. Dante se adresa nu florentinilor, ci întregului univers. Niciunul dintre cei menționați nu face din scris o armă politică. Ea devine însă asta în zona modernității, prin Hugo și Paul. Da, multă română și engleză strică atunci când e vorba de franceză. Deci Victor Hugo, ca să-l pronunțăm corect. Pe numele lui Napoleon, care echivala destinul cu politica, Pound va spune, un poem epic este un poem care include istoria. Viziunea nu mai e relevată în vis sau transmisă, ci construită din amintiri ale căror surse toate livrești pot fi indicate. Viziunea și erudiția se confundă. Citatul devine o metodă, iar metaforă obsedantă care exprimă sensibilitatea acestei voci este regăsirea paradisului. Pound scrie pe baza unei memorii perfecte, într-un tur de imagini eruptive, desentimentalizate, dar cu conținut liric. Lirismul izbucnește strălucitor pe un fond tern, dezorganizat și lipsit de coerență. Și totuși expresivitatea e dată de acel amestec de molos insignifiant și de izbucniri luminoase care răscumpără întregul. Din acest motiv concluzionează Hoia Roma Patafirici, eșecul modern de capodopera modernă. Eu am scris foarte multe lucruri aici pe care n-am să vi le mai prezint, pentru că chiar vreau, după ce am să-l mai recitesc, odată să-l public și poate unii dintre dumneavoastră îl veți regăsi în paginile României Literare. Am să încerc să răspund doar întrebarea esențială. Și totuși, de ce nu e posibil principiul paradisului în lumea modernă? Respectiv, deci principiul paradisului înțeles cu drept capacitatea de a percepe senzorial materia paradisului lui Dante. Pentru că lipsește elementul creștin. Prin Pound, un adversar furios al creștinismului, a eșuat însă și ideea de modernitate. Ceea ce putre la rădăcina poemului epic modern este faptul că e modern, spune el. Poetul trebuie să fie întotdeauna clasic, inspirat de muze, un traducător al viziunii pe care o descrie pentru cei din jurul lui. Nu știu dacă am reușit asta pentru dumneavoastră. Există un fragment foarte important, câteva pagini, vă spune, de mare inspirație filozofică, în care Hoia Roma Patafirici se plimbă puțin prin Heidegger pentru a privi această temă din perspectiva filozofiei acesteia, mai precis a formulei tetradei pământ, cer, muritor, divin. Și prin ea, de fapt, se ajunge la capacitatea muritorilor de a percepe senzorial materia lumii de pământ, nu al lumii, ci al paradisului. Iar la cunoaștere cum se ajunge prin transumanare, adică prin procesul de îmbunătățire, vă spune a firii umane, iar privirea lui Dante însuși se limpezește prin transubstanțiere. O ultimă metamorfoză e cea a îndumnezeirii, în care Florentinul vede imaginea celor cinci table care țin alcătuirea lumii și Sfânta Trinitate. Concluzia acestui minunat excurs prin care sunt aduse la lumină originele, dar și uitările modernității, pune în evidență un mecanism care ține în egală măsură de tehnică și de sublim. Citesc: pe măsură ce transumanizează progresiv, subiectul cunoscător al muritorilor devine un subiect schimbat. Subiectul schimbat vede paradisul între feluri, mai întâi precum cel al pământului, în chip de sistema lumii centrat de Dumnezeu, mai apoi ca pământ al cerului, în chip de lumină înflorită, miresmată și incandescentă, în cele din urmă ca eternitate a lumii mântuite sub chipul copleșitor al rozei alba. Ori, roza albă, acea metaforă dantescă, este tocmai lucrul heideggerian, adică unitatea care ține la oaltă jocul de oglindire și încerpire reciprocă între elementele tetrade.
Ezra Pound eșuează în această încercare, într-o neputință de a transforma metoda sau doctrina modernistă în principiul al paradisului. Nivelul la care funcționează e cel al nostalgiei, ca substitut al paradisului, singura la care artistul are acces. Regândit în acești termeni, modernismul este un perfect instrument de valorizare a imperfecțiunii, făcând din eșec un triumf al creației. Într-o situație asemănătoare, un contemporan al lui Pound, William Faulkner, îl desemna cu colegul său de generație, Thomas Wolfe, drept cel mai mare dintre ei toți, dintre toți scriitorii așa zici rații pierdute, cu o motivație care cred că se potrivește și demersului lui Horia Roman Patafiulici. Thomas Wolfe spunea, el este cel mai mare dintre noi, pentru că eșecul a fost cel mai mare. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc!